Bună seara, stimați telespectatori, iată că a venit și săptămâna patimilor. Să ne dea Dumnezeu sănătate și gânduri bune. Am venit astăzi la domnul Cristi Valentin Misăilă, primarul municipiului Focșani, să stăm un pic de vorbă. Și, stimate domnule primar, vreau să liniștim un pic oamenii, că sunt tare agitați, tare speriați, că drumurile sunt cum sunt. În primul rând, bună seara, bine v-am găsit! Să rămână, bine ați venit, doamna Lenormanda, bună seara, dragi focșaneni, stimați telespectatori. Da, într-adevăr, mi-aș fi dorit ca sărbătorile pascale să ne găsească în Focșani cu toate străzile circulabile, în condiții optime, în condiții foarte bune. Din păcate, am avut întârzieri, constructorul a avut întârzieri, mai bine zis, în ceea ce privește execuția acestor lucrări. Noi, pe partea noastră, cred că vom finaliza până cel târziu, în Joia Mare vom finaliza partea de reparații stradale, pentru că mulți nu au înțeles probabil și cum stau lucrurile în acest proiect. Acest proiect a vizat în primul rând resistematizarea sistemului și infrastructurii rutiere. Pe lângă cele 30 de intersecții care au fost semaforizate și pentru care a trebuit să facem acele săpături să traverseze cablul de la un semafor la celălalt semafor, am avut nevoie să facem și aceste piste de biciclete. Unele intersecții au fost prevăzute în proiect pentru a fi resistematizate complet, inclusiv cu asfaltare. Unele dintre ele nu au fost prevăzute și pur și simplu s-au făcut doar niște acele traversări care au creat mare disconfort în trafic conducătorilor auto. Și creează în continuare. Nu mai creează, că s-au cam terminat. Da. Deci până în Joia Mare, eu cred că toate aceste traversări vor fi remediate, poate vor mai rămâne două, trei, dar mai puțin semnificative, să le numim așa. Și de ce spun acest lucru? Pentru că mulți o spun, domnule, că lucrează societatea dumneavoastră la primărie. Da, lucrează societatea noastră la primărie pe zonele neprinse în proiect și care au anumite, probleme în carosabil, gen gropi, gen tasări și așa mai departe. Și am spus, domnule, dacă tot s-a făcut această traversare, această ietură în asfalt, să facem de la stânga și de la dreapta sa, sau în Amonte și în Amabal, să facem o reașezare și o reparație, să spunem, a covorului asfaltic, a stratului de uzură, pentru a putea să se circule în condițiile cele mai bune. Ca să nu mai spun că erau multe traversări, treceri de pietoni, acele treceri de pietoni bicomponente, vopsite cu alb și roșu, și practic, tăietura era făcută undeva chiar pe mijlocul acestei intersecții. Ei, acestei treceri de pietoni. Și nu aveam niciodată cum să refacem întreaga trecere de pietoni. Și iată, acum aș fi dorit să avem și intersecția de la teatru să fie asfaltată. Este o problemă, într-adevăr. Din nefericire, utilajul care preza asfaltul s-a stricat. O piesă, am înțeles, extrem de greu de găsit în România, urmează să ajungă, mai ales că și perioada aceasta de libere și așa mai departe, în prima săptămână după Paști să vină și să finalizăm și această intersecție de asfaltat. Între timp, tot ce înseamnă Cuza Vodă se va asfalta și nu vor mai exista cele traversări care să creeze disconfort în trafic. În ce privește sistemul de management al traficului, cu toate semafoarele din cele 30 de intersecții, în urma ultimelor discuții purtate cu constructorul și-a luat angajamentul că în luna iulie, cel târziu jumătatea sau sfârșitul lunii iulie, vor fi puse în funcțiune toate aceste semafoare. Și spun acest lucru că mulți m-au întrebat de ce nu dăm drumul la sensurile unice. Nu putem da drumul, dragi focșaneni, la sensurile unice până în momentul în care nu va fi totul foarte bine pus la punct și funcțional, pentru că se va crea un haos mai mare, pentru că se va modifica practic și toți trebuie să ne gândim pe urmă la modul cum vom circula în municipiu, astfel încât să optimizăm cât mai mult traseile noastre. Și dacă nu avem o semaforizare care să funcționeze corect, atunci nu vom avea posibilitatea să ne alegem traseile corecte. Dar în ceea ce privește sensurile unice, ați făcut o chipzuială așa cum trebuie ca să nu încurce cumva circulația? Eu am încredere în propunerea tehnică făcută de societatea comercială cu care noi suntem în contract. Este o societate comercială austriacă, este o societate comercială care a realizat management de trafic în foarte multe orașe
municipii, reședință de județ din țară, chiar și în București, chiar și în Europa, și în America Centrală și în America de Nord. Deci sunt recunoscuți la nivel mondial, să spunem așa, și am credința că proiectul propus de dumnealor, soluția tehnică propusă de dumnealor, este una corectă și viabilă. Mai mult decât atât, noi nu ne-am oprit aici și nu ne vom opri aici până când vom avea totul să fie foarte bine pus la punct și sistematizat. Mai avem încă două proiecte pe fonduri europene, prin finanțare venită prin Programul Național de Relansare și Reziliență, PNRR, unde vom atrage investiții pentru a continua și a extinde sistemul de management al traficului, în sensul că vom avea inclusiv centura de ocolire a municipiului Focșani sistematizată și alte artere principale, Bulevardul București, Bulevardul Gării, toate traseele importante din municipiul Focșani vor fi monitorizate cu camere de supraveghere video, cu bucle de inducție, vor măsura valorile de trafic și în funcție de valorile de trafic, un sistem foarte bine pus la punct va stabili timpii de traversare a unei intersecții de către un autoturist sau de către un pieton. Și atunci, clar că lucrurile se vor așeza. Însă, trebuie să avem puțină răbdare. Vedeți că deja pe anumite străzi s-au finalizat lucrările. Mă refer aici la Bulevardul Independenței, mă refer la strada Bucegi, strada 1 decembrie. Ușor, ușor ne apropiem cu finalizarea lucrărilor și pe Bulevardul Unirii și strada Cuza Vodă. Iată, s-a finalizat turnarea asfaltului. Mai avem de făcut doar marcajele rutiere pe strada Marea Unirii, o stradă extrem de importantă, cea care trece pe lângă Piața Moldovei. Deci, ne încadrăm în termenele contractuale cu unele dintre ele. Unele dintre termenele contractuale au fost depășite, dar legea ne permite să facem și prelungiri de termene de execuție, mai ales că au fost foarte multe condiții de îndeplinit și unele dintre ele nu s-au putut îndeplini la timp din vari motive. Dar trebuie să asigur toți focșanenii că eu îmi doresc foarte mult ca să finalizăm aceste proiecte cât mai repede, cât mai bine și le mulțumesc încă o dată pentru că au acceptat și au înțeles că trebuie împreună să facem un efort, să trecem peste acest disconfort, pentru că, așa cum am spus-o de foarte multe ori, și acasă, dacă te-ai pus să faci curățenie, ai un disconfort. Eu, de curând, soția, că vin sărbătorile de Paște... S-a făcut curățenie. N-am avut un confort extraordinar, dar iată acum mulțumesc și mulțumesc și ei pentru că a reușit chiar înainte de Florii să termine curățenia în casă și mă bucur foarte mult că vă dați seama, după atâta activitate care o desfășurăm zi de zi pentru focșaneri, când ajungi acasă simți nevoie să te relaxezi. Sigur. Da. Sigur. Apropo de piste de biciclete, acum vreo 20 de ani, când eram la Bruxelles, mai multă lume și toți ne miram că existau piste de biciclete și chiar cineva făcea mișto, ca să mă exprimă. Uite mă, ăștia au piste de biciclete ca și la noi de altfel. Uite că și noi o să avem piste de biciclete, pentru cine știe să aprecieze, chiar era nevoie de așa ceva, că încet, încet o să vadă lumea că sunt prea multe mașini. Eu prea personal, multe, da. Când va fi pus la punct tot sistemul, voi veni cu bicicleta și o să vedeți că o să vin cu bicicleta la serviciu și o să mă plimb prin oraș cu bicicleta, pentru că, în primul rând, este un mijloc de deplasare în contextul actual, și când, bine, și pentru sănătate, când și este pentru, foarte sigur, aglomerat. Uneori ajungi mult mai repede cu bicicleta. Vă dau un exemplu. Se lucra pe bulevard și am plecat din Parcul Bălcescu și am ajuns până acasă la părinții mei în maxim 6 minute. Cu bicicleta. Da. Cu mașina ați făcut? Cu mașina probabil și făcut un sfert de oră. Sau la Bruj, de exemplu, la marginea, la intrarea în oraș, era o parcare imensă cu biciclete. Că da, lumea venea cu bicicleta, își lăsa bicicleta și... Noi vom pune la dispoziția tuturor. Sau la Amsterdam. La Amsterdam nu se merge cu mașina, numai cu bicicleta. Vedeți? Vom pune la dispoziția focșanilor, tot printr-un proiect complementar acestui proiect de resistematizare, 285 de biciclete. Lucrăm acum la montarea lor, la punerea în funcțiune și cred eu că până la sfârșitul lunii mai vor fi puse în funcțiune, iar cetățenii vor putea să utilizeze fără să își mai facă griji că nu are bicicletă, că n-are, sau că trebuie să meargă cu bicicleta personală, să aibă grijă unde o parchează și așa mai departe. O pot închiria de la un punct de andocare la un alt punct de andocare, merg, își fac treaba în oraș, se plimbă
și pot să lase pe urmă foarte frumos. La București există deja. Da, și avem deja solicitări din partea unor societăți comerciale care să vină să pună în Focșani niște standuri de unde se vor putea închiria acele triciclete electrice. Triciclete? Trotinete. Ei, pentru cine poate? Alea sunt încă periculoase. Sunt periculoase, dar acum sunt reglementate foarte clar prin codul rutier, nu vor putea depăși o anumită viteză și cred eu că sunt un mijloc de transport mult mai pentru oamenii tineri mai ales. Plus mai puțin poluant. De fapt, și de drept, ca să stăm să gândim foarte clar, Uniunea Europeană, când a pus la dispoziție acești bani pentru aceste tipuri de proiecte, s-a gândit la un singur lucru. Și mulți cred că vor înțelege până la urmă efectele benefice acestor proiecte. Uniunea Europeană vrea să avem un mediu curat și un mediu nepoluat. Pentru ca să avem un mediu curat și un mediu nepoluat, trebuie să renunțăm la mijloacele de transport poluante. Uitați, noi am cumpărat 36 de autobuze electrice și mai avem încă două proiecte prin care vom mai cumpăra încă 38 de autobuze electrice, tocmai în ideea de a face un transport public nepoluant. Pentru că în acest moment toate cele 36 de autobuze electrice le folosim doar în interiorul Focșaniului, dar societatea noastră de transport public prestează servicii de transport călători și în localitățile limitrope, în 7 localități limitrope. Ori dacă noi vom extinde și vom înlocui toată flota cu autobuze nepoluante, clar că și localitățile din jurul Focșaniului și, bineînțeles, în Focșani, vom avea un aer mult mai curat. Vă dau un exemplu. În urma studiului de trafic, pentru că mă întrebați dacă va fi viabil, nu s-a făcut după ureche acest proiect. S-a făcut mai întâi un studiu de trafic. Studiul de trafic care a spus foarte clar că în Focșani, în fiecare zi, atenție, în fiecare zi, 640 de microbuze sau autobuze mai mici tranzitează Focșaniul. Sunt acele autobuze ale societăților de transport public de călători care execută prestări de servicii de transport public în județ. Adică merg în tot județul și aduc aici la Focșani. Pentru acest lucru, noi vom face inclusiv o autogară nouă. În curând avem proiectul tehnic, așteptăm să se deschidă doar axa de finanțare. În ce zonă? Pe șoseaua de centură, pe calea Munteniei, da. Chiar la intersecția unde acum am construit sensul giratoriu deocamdată din balize, la intersecția cu strada Revoluției. Acolo vom construi și un cartier anele nou, acolo se va construi și campusul universitar și acolo se va construi și viitorul spital. Deci, practic, această autogară nouă va acorda posibilitatea tuturor focșănenilor, mai ales că vom avea acolo și o parcare pentru 200 de autoturisme, cum de altfel vom reabilita și moderniza și autogara existentă și unde vom construi de asemenea o autogară cu o parcare cu 200 de locuri de parcare. De parcare. Da, și care va ajunge până la urmă să fie o modalitate prin care cetățeanul, mai ales cel care este din afara localității, să vină, parchează acolo, ia un autobuz, ia o bicicletă, merge în oraș și face treaba și pe urmă pleacă mai departe unde are nevoie. Eu am vrut să merg la Amsterdam. Mie nu-mi place să merg cu avionul. Și am două prietene, colegi de facultate, mă rog. Și hai din nou la noi. Eu cu avionul nu vin cu mașina. Te rog să nu vii cu mașina, pentru că n-ai unde să o parchezi. Și la noi nu se circulă cu mașina, numai cu bicicleta. Deci Amsterdam, care sigur că se duc oamenii cu mașina, dar e foarte mare îmbulzeală, n-ai unde să... Eu am spus-o și cred că înregistrat acea întâlnire care a avut loc aici la Focșani, de fapt în sala de ședință a Consiliului Județean, când am avut în vizită o comisie de la Bruxelles, o comisie care monitorizează modul de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, iar președintele acestei comisii era un foarte bun profesionist polonez, care ne povestea și se pot verifica în înregistrările că în acum 15 ani când a ajuns dumnealui în Bruxelles, era un haos foarte mare în trafic. Ei, în acest moment, dumnealui merge până la serviciu cu bicicleta, cu mijloacele de transport în comun sau pe jos. Este mult mai eficient, spunea dumnealui, și mai mult decât atât, spunea că autoturismul personal îl folosește doar pentru deplasările în afara localității.
Cred că asta este trendul în care mergem și... Da, ne acomodăm greu însă, știți, e o schimbare. Întotdeauna există o rezistență la schimbare din partea multora. Și acasă, vorbim încă o dată de acasă, suntem în focșani acasă. Și acasă, dacă, iată, schimbi locul, nu știu, te-ai obișnuit să găsești farfuriile și tacâmurile într-un anumit loc. Și dacă ai schimbat locul farfuriei și a tacâmului, câteodată te enervezi. Sau ți este așa, peste mână, până când te obișnuiești. Dar trebuie să înțelegem cu toții că noi nu facem doar pentru azi sau pentru mâine. Noi facem pentru viitor și facem pentru copiii noștri. Haideți să ne uităm. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar stau și mă uit, tinerii din ziua de astăzi nu mai fac mișcarea pe care o făceam noi când eram noi tineri. Nu mai ies să se joace în fața blocului. Nu mai merg să fac un sport decât dacă sunt duși de părinți. Și O dată pe săptămână. Păi eu mi-aduc aminte când eram copil, în vacanța de vară cel puțin, de dimineață până seara băteam mingea, jucam tot felul de jocuri ale copilăriei, pe care acum, dacă întreb pe actualii copii, tinerii din ziua de azi, nu le mai știu, pentru că ei sunt cramponați numai pe gadgeturi, numai pe telefoane, pe tablete, jocurile acestea statice, uneori chiar nu mai vorbesc între ei. Uneori, dacă stau numai pe telefon, uneori, da. Chiar cineva spunea la un dat că într-un bar unde erau foarte mulți tineri, scria foarte mare: aici nu avem internet, vorbiți între voi. Mișto. Da. Adică trebuie să ne gândim că trebuie să le oferim copiilor posibilitatea de a face cât mai multă mișcare, de a fi oameni sănătoși. Și de a comunica între ei, dar depinde și comunicarea cum se face, că este totuși o perioadă de decadență, să știți. În ciuda acestor opinii prin care se spune că nu este un proiect viabil sau nu este un proiect bun, sunt și foarte mulți cetățeni cu care mă întâlnesc pe stradă și chiar mă felicită și îmi spun: domnule, în sfârșit am și eu posibilitatea să merg cu copiii, să mă plic cu bicicleta, să mă duc la serviciu. Adică eu am convingerea că în maximum un an, doi ani, pentru că se va crea acest obicei prin care să mergem cu bicicleta. Este mult mai sănătos. Mult mai sănătos. Eu văd pe vecina mea care abia așteaptă și o doamnă venită de la într-o comună de... Abia aștept să facă pistele astea, să mă duc la serviciu cu bicicleta, să-i văd pe copii că merg cu bicicleta. Sper că va fi până la urmă acceptat așa cum trebuie și că ne vom da seama că, deși criticile au fost foarte mari, iată că am ajuns până la urmă să avem un avantaj. Și vă mai dau un singur exemplu, că vorbeam de proiecte. Am reabilitat piațeta Balada, am reabilitat piațeta Teatru, am reabilitat piațeta Sănătate. Am reabilitat piațeta Milcov, foarte multe piațete, parcuri și așa mai departe. Aveam în săptămâna permergătoare, zilei de 1 martie, când știm foarte bine că e, peste tot se împart mărțișoare, aveam comercianți și producători de mărțișoare care vroiau să vin. Nu, inițial erau în acel pasaj între Hala Moldovei și magazinul Universal. Și într-adevăr, dumnealor considerau că acolo este un vat comercial foarte bun. Dar foarte mulți cetățeni treceau pe lângă ei, se duceau să-și facă cumpărăturile în piață sau depinde. Având în vedere faptul că cei de la Țara Vrance organizau an de an un târg al mărțișorului, a zis: domnule, hai să ne concentrăm cu toții în piațeta Bala. Inițial au fost foarte revoltați comercianții pentru că i-am obligat într-un fel să vină în piațeta Bala. Știți ce mi-au spus după ce s-a terminat perioada de vânzări? Domn primar, mare dreptate ați avut. Că cei care într-adevăr vreau să cumpere mărțișoare, veneau la noi și știau că... Sigur. Același lucru cred că se va întâmpla și cu acest proiect, că toată lumea critică, dar până la urmă când vor vedea avantajele, cred eu că vor fi mulțumiți. Ieri am fost în piață și erau foarte supărați că era blocată strada care duce spre... Păi s-a asfaltat, s-a finalizat. Că trebuia după Paște. Stați, mai aveți răbdare că azi o termină. Nu e adevărat, o să ne țină, nu mai avem cumpărători. Ei, acum am văzut că se circulă și că se e totul... Se circulă. Eu am trecut și eu astăzi prin piața Moldovei și am văzut că se circulă foarte bine și lumea toată este fericită că vin sărbătorile pascale. Păi da, că făceau probleme oamenii că nu o să mai vină cumpărătorii pentru că nu se poate circula. Uite că se circulă, asta le-am spus și ieri. Noi am vrut într-adevăr să asfaltăm mult mai devreme, dar știți foarte bine că am avut și câteva perioade. Din ce cauză n-ați putut asfalta mai devreme? Explicați-le oamenilor. Perioade de zile ploioase și nu, chiar dacă s-a aruncat așa pe spațiu public pe niște conturi false și pe niște
mizerii din astea de oameni de, mici la, la minte, au spus că noi am turnat asfalt pe, pe ploaie și că arătau ei niște secvențe trucate sau filmate și rupte dintr-un context, apărute în mass media că s-ar fi întâmplat ceva de genul acesta, am impresia că prin Alba Iulia undeva, și ei au rupt din context și mai ales acum cu această tehnologie avansată, cu inteligența artificială, au, n-am vrut noi inteligența artificială. Au pus ca și cum, ia uite mă ce a făcut Misăilă că a turnat asfalt pe ploaie. Nu s-a turnat niciodată asfalt pe ploaie, sau dacă s-a turnat, știu, o bucățică de asfalt, poate că l-a prins cu jumătate de basculă de asfalt, mai avea și a venit o aversă de ploaie fără să fie prognozată, să spunem așa. Dar în general, lucrările s-au făcut de calitate. De ce s-a întârziat foarte mult cu strada Marea Unirii? Haideți să fim realiști, că toată lumea care, care locuiește acolo în zonă știe ce s-a întâmplat. Pe o porțiune de aproximativ 300 de metri liniari, conducta de canalizare era extrem de veche. Cred că avea peste 50 de ani. Când s-au făcut săpăturile, nu se realiza gradul de compactare, adică stratul de piatră nu se compacta foarte bine. Și atunci au venit și au făcut decopertare mai adâncă și au constatat că acea canalizare era făcută din acele tuburi vechi de azbăciment, de azbest, da. Care erau foarte fragile din cauza timpului, din cauza erodării, și a trebuit să schimbăm toată conducta. Și am întârziat și am zis, domnule, dacă tot facem strada, haideți să schimbăm conducta, pentru că acolo, fiind fisuri, se făceau infiltrații de apă și unde, știți foarte bine unde sunt infiltrații de apă, se curăță stratul suport și se ajunge să avem găuri, să avem surpări. Și din acest motiv s-a întârziat foarte mult, să spunem, foarte mult. Suntem încă în termen, atenție. Deci noi nu am depășit termenul cu strada Marea Unirii și nici nu vom depăși. Numai că noi ne-am fi dorit să o terminăm mult mai repede. Dar s-a putut. Asta a fost situația, că vă rog. Am avut tot felul de întrebări. Da, mai sunt și situații în care constructorii, iată, pe strada Bicaz s-a decopertat trotuarul. Da, s-a decopertat trotuarul pentru că a fost făcut de proastă calitate. Iar constructorul a fost obligat până la urmă să-l schimbe. El tot trăgea speranța că că-l vom păsui. Nu accept nicio lucrare de proastă calitate, chiar dacă am fost criticat. Mai bine să mai fie un disconfort să decoperteze ce a făcut prost și decât să rămână așa și pe urmă tot noi să fim trași la răspundere. Ca să nu mai spun că avem și o altă problemă și am spus-o de fiecare dată, problema legată de operatorii de rețele, de cablu, de internet, de televiziune, de ați avut și dumneavoastră, de iluminat public, de gaze naturale. Iată, avem acum, facem o străpungere a unei străzi care era înfundată lângă Biserica Catolică. Da, era acolo. Pe lângă. Facem o conexiune între strada Maior Gheorghe Șonțu și strada cu Zavod, pentru a putea fluidiza traficul, tot pentru a face mai facilă acea stradă. Ei, credeți-mă, când au săpat constructorii, au găsit țeaba de gaze la 35 de centimetri îngropată sub trotuar, în loc să fie la minim 90, așa cum sunt scrise stansurile pentru acest lucru. Ei, și nu este singura situație. Sigur, pe Odobeș, la fel. Asta foarte bine că ați explicat. Pe strada Odobeș, la fel. Da? Deci pe strada Odobeș, făcute branșamentele la nici 45 de centimetri adâncime. Deci constructorul, foarte periculos. Sigur, constructorul spunea, domnule, eu nu pot să intru să compactez cu compactorul, pentru că riscăm să le stricăm oamenilor branșamentele sau să sărim în aer. Sigur, deci, da. Și toate aceste lucruri făcute de o firmă renumită de prin oraș, care acum și-a mai pus și copiii să candideze, unul la primărie și unul nu la consiliul local. Nu dau nume de firmă, dar putem da nume de contracandidați dacă se dorește. Dar nu vreau să, doriți, nu vreau să le spun, dar lumea știe că sunt, să spunem așa, niște constructori mai puțin serioși. Deci nu vreau să fac afirmații nefondate, însă știu foarte clar că la un moment dat eram, chiar se turna pe strada Gloriei asfalt, primul stradă de asfalt. Da. Și eram într-o ședință și mă sună constructorul, domnul primar, cineva aici a săpat, când noi avem deja finisorul cu 5 camioane pline cu asfalt fierbinte ca să turnăm și nu putem turna că cineva sapă. Și m-am dus până acolo să văd ce se întâmplă. Și
patronul acestei firme minunate care bagă gaze peste tot prin oraș, făcea o săpătură să-i pună unei doamne acolo să-i facă un racord la canalizare. Și îmi zice, domnul Nistoroiu, dar spuneți-mi și mie, până acum nu știați, n-ați văzut că strada este săpată, că trebuie făcut. Știți ce mi-a răspuns? Că de 3 luni de zile aștepta să ia autorizația de la primăria municipiului Focșani. Și a spus, domnul Nistoroiu, nu cred lucrul acesta, pentru că eu am stabilit foarte clar, sunt niște termene foarte stricte, în maxim 30 de zile trebuia să obțineți autorizația. Probabil n-ați adus documentele complete sau n-ați adus documentația completă. Sun la serviciul urbanism, întreb despre ce este vorba și ce credeți când spun colegii la urbanism? Domnul primar, luni abia a fost adusă cererea din partea firmei pentru... Și asta se întâmplă într-o joi. Deci în 3 zile, dumnealui a văzut că se va turna asfalt și a blocat efectiv în ziua respectivă turnarea acelui segment de stradă. Trebuie să ne mutăm pe alte străzi, nu că mai aveam unde să turnăm. Asta se întâmpla. Și culmea este că dumnealui făcea această afirmație de față cu doamna care era beneficiară acestei lucrări. Și din momentul acela am stabilit un regulament foarte clar. Și este aprobat în Consiliul Local un regulament foarte clar cu privire la aceste lucrări de branșamente și de racorduri la rețele, pentru a nu mai fi puși în situația în care noi astăzi asfaltăm și mâine altcineva sparge. Dar totuși nu au înțeles foarte bine, mulți s-au supărat, au crezut că noi avem ceva cu afacerile lor. Nu vreau să împiedic cu nimic inițiativa privată, dar vrem să înțelegem cu toții, pentru că nu este normal ca noi să facem o lucrare, altcineva pe urmă să vină să sape și nici să nu refacă așa cum ar trebui zona respectivă și peste 2 săptămâni se face acolo groapă. Și cine era de vină? Primarul este de vină, că primarul întotdeauna este vinovat pentru ce se întâmplă rău în acest municipiu. Și înțeleg pe de o parte situația, dar pe de altă parte, credeți-mă, nu pot să stau pe fiecare stradă și să avem om la fiecare colț de stradă să vedem dacă cineva s-a apucat de săpat. Vă mai dau un exemplu. Electrica. A venit după ce noi am terminat de finalizat, după ce am finalizat lucrările în cartierul Bahne, unde am făcut, știți foarte bine, spații verzi, am făcut sisteme de irigații, foișoare, locuri de joacă, iluminat public, sisteme de supraveghere video. Vine și Electrica și spune, domn primar, știți că noi trebuie să facem o săpătură care traversează mai multe zone, inclusiv parcul din Bahne Blahuță, da? Și trebuie să-l săpăm pentru că avem de introdus un cablu subteran. Și nu trebuie pe domnul director. Domnul director, da. Până acum nu știați că acum ne-au venit finanțările și acum putem să facem și noi lucrarea. Și acum spargeți parcul? Nu i-am dat voie, dar constructorul care l-avea contractat s-a apucat, având documentele, s-a apucat pe de altă parte să spargă 2 străzi. Una nici nu era finalizată și una era abia finalizată. Strada Pandur și Vasile Părvan. Le-a spart, da, și am făcut sesizare penală pentru distrugerea domeniului public. Nu putem așa să fim un sat fără câini. Noi notificăm pe toți acești constructori, pe toți acești operatori, îi notificăm. Intrăm cu lucrări de reabilitare pe străzile următoare. Da. Vă rog, luați toate măsurile, revizuiți toate rețelele, vedeți dacă sunt lucrări de făcut, să le facem în paralel, să nu mai fim nevoiți să spargem de fiecare dată. Că toată lumea spune că primarul sparge. Nu eu gestionez rețelele de gaze, nu primăria gestionează rețelele de energie electrică, nu primăria gestionează rețelele de apă, canalizare. Da, putem să-i notificăm. Dar gândiți-vă pe de altă parte că suntem într-un stat în care am spus de nenumărate ori, am făcut inclusiv memorie, am solicitat, am intervenit acum, se lucrează la codul urbanistic. Regulamentul de urbanism general, să spunem, a României. Ei, credeți-mă că mi se pare absurd ca noi, primărie, și nu vorbesc de primăria municipiului Focșani, vorbesc aici de tot ce înseamnă statul român. Statul român gestionează domeniul public și privat al statului, da? Că de asta suntem instituții ale statului. Nu este normal să mă duc eu să cer aviz ca să fac o lucrare pe străzi de la niște privați. Da? De la societăți comerciale care, și știm foarte bine care sunt acestea, care de telefonie mobilă, de energie electrică, de gaze, care majoritatea sunt privatizate. Și eu să mă duc să-i cer voie să-mi fac o stradă. Când în mod normal ar fi trebuit să fie doar atât, domnule. Vedeți că eu începând din data cutare intru și reabilitez strada respectivă. Dacă aveți rețele, vă rog frumos să veniți să ne le spuneți unde sunt, să nu le afectăm.
Dar am fost și situații în care am avut aviz și de la gaze și de la electrica. Am spus că rețeaua este pe aici și rețeaua era de fapt pe aici. Când a săpat constructorul, ba, am lăsat jumătate de oraș fără energie electrică, s-a spart o țeavă de gaz, noroc că nu s-a întâmplat o nenorocire. Dar v-ați gândit, de ce e toată nebunia asta, superficialitatea asta, e ceva de... S-a făcut totul, stimată doamnă. Bani mulți și avirosiți, da. S-a făcut totul haotic. Păi da. S-au făcut lucruri haotice și spun acest lucru pentru că această descentralizare, această, să spunem, privatizare a multor servicii publice, gen telefonie, gen internet, gen gaze, energie electrică, toate rețelele acestea subterane, apă, canal, toate s-au făcut de către firme privatizate și care nu au mers, nu a fost un plan general, unitar, care să spun, domnule, hai să facem, uite, facem un canal subteran și pe aici intră toți operatorii de utilități care au nevoie de rețele subterane. Și cum sunt statele civilizate? S-a făcut pe genunchi. Multă și s-a luat spagă, s-a luat parandărât, hai că să știe treaba. Nu vorbesc de genul acesta, nu vreau să aud de așa ceva, nu mă interesează. Da, dar problema, noi știm. Dar nu vorbim de faptul că nu s-au făcut coerent, în primul rând, și în al doilea rând, nu s-au făcut pe niște proiecte foarte clare și să rămână undeva scrise. Noi căutăm acum acele GIS-uri, acele hărți electronice ale tuturor rețelelor, să avem și noi habar pe unde sunt unele dintre ele. Unele dintre ele chiar nu pot fi depistate, mai ales cele vechi, făcute pe vremea pe vremea comunismului, vă spun sincer, că nu se știe unde sunt unele dintre rețele. Sunt unele, unele nu sunt, sau unele sunt foarte vechi, nici ei care le gestionează nu le știu pe toate. Da, domnule, trebuie. Iată, am dat cablurile jos de pe stâlpi, da? Foarte frumos, m-am. Foarte multe, foarte multe societăți comerciale care au avut cablu, cred că și firma dumneavoastră, dacă nu mă înșel, a avut rețea de cablu. Da, ne-am supărat că am rămas fără. Păi, ați rămas, dar ați rămas de ce? Pentru că noi am încheiat un contract încă din 2022. Deci din iunie 2022, noi am încheiat un contract cu Electrica să demolăm acești stâlpi. Stâlpi care erau ai lor. Ai SC Electrica, nu erau ai noștri. Iar operatorii de cablu, chiriașii acestei societăți comerciale, au fost notificați de noi de foarte multe ori. Încă din 2018 noi i-am tot notificat. Dar în momentul în care am semnat contractul, eu crezând că toată lumea își face datoria, Electrica va lua măsurile necesare pentru a-i notifica din timp și a-i determina să coboare rețele în subteran. Nu au făcut acest lucru. Și când au văzut că ajunge termenul scadent la contract, au început să taie haotic, în bătaie de joc, lăsând instituții publice, lăsând societăți comerciale, lăsând persoane fizice fără internet, fără cablu. Iar în ziua de astăzi vedem foarte bine că nu putem să trăim fără internet și fără comunicații. Ei, nu putem, am putea, da. Putem, dar... Dar mai greu. Iată, nu putem să puneți la dispoziție, nu puteți să puneți la dispoziție telespectatorilor dumneavoastră emisiunile dacă nu aveți cum să le transmiteți. Sigur, nu? Că da, sigur. A, că despre da, asta și... vorbim. Și multă lume spune că primăriile, chiar astăzi am primit o adresă și am rămas surprins cum STS-ul, Serviciul de Telecomunicații Speciale, comunică faptul, la mod general, pentru că se apropie alegerile, comunică faptul că primăriile să nu mai taie cablurile de comunicații fără o notificare prealabilă a STS-ului, în contextul în care noi nu tăiem cablurile, le taie electrica, le taie altcineva. Și cineva a trimis de la STS? Tot pot da și adresa. Da, este serviciul de telecomunicații la nivel național, că au avut eu o discuție. Dar vedeți că nu, și acolo e tot superficial, adică sunt oameni, da, care habar n-au despre vă ce citesc, e vorba. Vă citesc de unde se ajunge, că sigur că da. Mi-am adus aminte în contextul. Ca urmare unei întâlniri la sediul ANCOM, adică la Agenția Națională de Comunicații. Serviciul de Telecomunicații Speciale transmite că în data de 18 aprilie s-au întâlnit cu mai mulți operatori publici de comunicații în vederea stabilirii unor aspecte tehnico-organizatorice. Și la un moment dat spune aici că, având în vedere faptul că se apropie procesul electoral în anul 2024, a fost adusă în discuție problema legată de afectarea infrastructurilor de cabluri de fibră optică ale operatorilor din cauza tăierii cablurilor de pe stâlp de către reprezentanții primăriilor. Haideți, domnule.
Păi despre ce vorbim. Și acolo sunt la localitate în care s-a demarat procesul de mutare a cablurilor. Da. În situațiile în care s-a demarat procesul de mutare a cablurilor de comunicație în subteran, aceste incidente afectează disponibilitatea serviciilor și pot afecta funcționarea în parametri a optimii a serviciilor necesare de desfășurare proceselor electorale. Și da. semnează directorul general al serviciului de telecomunicații speciale. Păi dacă peste tot, îmi pare rău, nu știu cine e acest domn, peste tot sunt numiți oameni care nu știu despre ce este vorba, păi, numai da, pe criterii vedeți politice. Că se duc doar ei și se duc doar ei. Da, să vă spun despre ce este vorba. Da. Acolo s-a dus la această Agenție Națională de Comunicații, s-au dus acești mari operatori să se plângă că sunt obligați, cu toate că este o lege foarte veche prin care sunt obligați să coboare cu aceste rețele subterane, s-au dus să se plângă la ANCOM. Și dacă s-au dus să plângă la ANCOM, ce au zis? Aia că primăria taie și spânzură. Nu facem noi lucrurile acestea, stimați focșăneni. Noi încercăm să avem o colaborare. Dar dacă eu îi notific din 2018, dacă din 2022 am plătit o taxă și nu mică, 1.170.000 de lei, deci peste 220.000 de euro am plătit la Electrica ca să demoleze stâlpii lor. Când ați făcut asta? În 2018 am emis o hotărâre de Consiliul Local, prin care am obligat, de fapt, toți operatorii să intre în subteran cu rețelele acestea. N-au intrat. Suntem în proces cu foarte mulți dintre ei, pentru că n-au respectat prevederile hotărârii Consiliului Local. Și în 2022, pentru arterele unde am făcut sistemul din NAP public nou, am spus să demolăm stâlpii vechi. Ca să demolăm stâlpii vechi și să coboare cu rețelele în subteran, am încheiat contract cu Electrica în 2022 și am plătit 1.170.000 de lei, atenție, din proiectul pe banii europeni. Da, și pe urmă Electrica s-a apucat să taie cablurile când a văzut că n-au primit un răspuns pozitiv din partea operatorilor să coboare de bunăvoie. Vedeți, s-a dat start la superficialitate la foarte multe instituții, din păcate. Din păcate, nu mă leg de nimeni, nu se poate. Adică e așa un lanț al slăbiciunilor care uite unde ne duce, știți, din păcate iar spun. Domnule primar, haideți să vorbim un pic, a trecut timpul, bine, dacă mă întind la vorbă, stăm o zi întreagă, dar, repet, timpul e limitat și la noi, la televiziune. Da. Vreau să vorbim un pic despre, uite, numai în ultimile 2 săptămâni sau 3 săptămâni, am fost la o grădiniță, la grădinița 15, parcă. Grădinița 15, așa. Grădinița 16. Liceu pedagogic. Creșanul or 7, liceu pedagogic. Urmează cât de curând să recepționăm lucrările și la liceul Gheorghe Longinescu. Care a ieșit superb. Am tras cu ochiul acolo și am văzut. Frumos. Urmează căminul de la liceu program sportiv, căminul internat de la liceu program sportiv. Finalizăm deja lucrările și la grădinița 13, grădinița 10, grădinița 1 și creșa 1. Păi sper eu ca până la sfârșitul lunii mai să fie finalizate, mai ales că, de fapt, grădinița 10 este deja pregătită pentru recepție, grădinița 13 cred că mai durează maxim 2 săptămâni și vor fi finalizate. Spun acest lucru pentru că suntem presați și de timpul, de termenul alegerilor, pentru că acolo vom organiza cum s-au organizat de fiecare dată când am avut procese electorale, se vor organiza secții de votare și nu vrem să bulversăm votanții și să meargă acolo unde știu dumneavoastră că sunt arondați. Treceam ieri pe lângă blocul ăla de la Onassis. Blocul de la Onassis este care era o jale, ce era acolo, ce era obiectiv realizat în același timp. Când l-ați făcut? În primul mandat sau în al doilea? În primul mandat am început lucrările și s-a finalizat la începutul celui de-al doilea mandat, practic. Eu, credeți-mă, nu am ținut cont, așa cum mai încearcă unii să inducă în eroare cetățenii, că noi facem lucrări doar în prag de campanie electorală. Nu, noi am făcut lucrări în permanență și se poate vedea cu ochiul liber și știm foarte bine câte s-au făcut în acest oraș. Parcul Bălcescu, care este superb. Parcul, grădina publică am reabilitat-o, locuri de joacă, sunt peste 35 de locuri de joacă construite în municipiul Focșani și în primul mandat și în al doilea mandat, în total cam peste 35 de locuri de joacă. Spații verzi, Parcul Argeșer l-am reabilitat, care era un parc mai puțin vizitabil. Acum este o frumusețe de parc. Veloparcul din sud, imediat lângă Velopark, tot în sud, pe Bulevardul București, Am făcut un parc frumos pentru cetățenii din zonă, mai ales cei care stau în cartierul ANL din sud. Deci
sunt o grămadă de lucruri foarte frumoase. Am făcut, iată, acum de curând am fost la Mândrești și și la o suprafață de teren care era, să spunem așa, plină de mărăcini. Am amenajat și acolo un mic parculeț pentru cei care se plimbă acolo și mai ales pentru că este în imediata vecinătate a Bisericii Sfinților Mihail și Gabriel. Și lumea chiar era încântată. Acum două zile, sau ieri, Matei, nu? Veneam de la Suraia, mi se pare, sau de la Vulturu, și am trecut prin Mândrești. Asta îi spuneam, uite-mă ce frumos arată Mândreștiul. Da. Și curat, și fiecare zi se mătură pe acolo. E un cartier unde în scurt timp vom începe lucrările și atunci iarăși va fi probabil și un disconfort. Dar vor fi mândreștenii pentru gaz metan, pentru aducțiunea de gaze. Deja avem certificatul de urbanism emis, deja avem contractul încheiat pentru proiectare tehnică și execuție. Cred eu că imediat după Paști sau la începutul lunii iunie, constructorul va veni să-și facă organizarea de șantier și vom începe în curând lucrările, pentru că este într-adevăr un proiect mult dorit și așteptat. E cu bani europeni, da? Nu este cu bani europeni, este cu bani guvernamentali din Programul Național Angel Salini, PNI Angel Salini. Și prin, dacă tot vorbim de PNI Angel Salini, deja lucrăm. Strada Marea Unirii s-a asfaltat și finanțarea este venită din acest program lansat de Partidul Social Democrat și trebuie să menționăm acest lucru, pentru că am insistat foarte mult și mulți au zis că este o himeră acest lucru. Nu este o himeră, iată că avem bani guvernamentali. Cum de altfel am avut și Programul Național de Dezvoltare Locală 1 și 2, care s-a terminat și în baza finanțărilor acestea am finalizat lucrările de reabilitare a străzii Revoluției, strada Capitan Crețu Florin, Aleea Parc, Aleea Florilor, Aleea Sud și așa mai departe. Iar acum lucrăm la strada Ecaterina Varga, o stradă care arăta jalnic. Jalnic. Și urmează stere, și Profesor Cestere, Bujor, Dogăriei, Mureșului, Agriculturii, Cernei, toate aceste străzi din zona respectivă. Mai avem, bineînțeles, parcarea din spatele străzii Mihail Cogălnicianu, e o bancă, nu, ca să nu pe dumneavoastră în dificultate, parcarea știută de toți de la PT8, strada Mihail Cogălnicianu nu va fi afectată de lucrări, dar parcările adiacente vor fi reabilitate. De asemenea, strada Ștefan cel Mare, aici în zona primăriei vom avea iarăși un proiect de reabilitare. Vom reabilita inclusiv primăria, imediat, cred că începând cu luna iulie, ne vom muta cu primăria, pentru că vom începe și aici un proiect de reabilitare a primăriei. Avem foarte multe străzi, sunt 38 de străzi prin Programul Național de Investiții Angel Salini care vor fi finanțate și unde deja avem contractele încheiate, avem autorizațiile pregătite, cred că mai avem puțin și scoatem autorizația și pentru, mă întreba cineva de curând, de strada Argeș și zona aceasta va intra în reabilitare, este una dintre puține străzi care au mai rămas de piatră cubică veche sau de pământ. Îmi doresc foarte mult să reușim până la urmă să avem votul Consiliului Local, pentru că de 15 ori ne-a fost respins proiectul de reabilitare a parcărilor și străzilor din cartierul Bacne. De asemenea, avem o problemă și avem și aici un grup de cetățeni care la fel ne-au pus piedici, blocând inclusiv proiectul, ne-au atacat în instanță, pentru că acolo este o familie de fost doamnă judecător și avocat care a instigat pe cetățenii. Unde asta, Angel? Aici pe strada Plemnei, chiar central. Da, știu unde e strada Plemnei. Da. Ce ați făcut acolo? Noi am făcut ceea ce am făcut în tot orașul. Am demolat foarte multe garaje. Cetățenii au înțeles că vrem să modernizăm. Unii și am și demonstrat. Unii au înțeles, alții n-au înțeles. Și am fost instigați de acești domni, să spunem așa, cu justiția în mână, și care efectiv au blocat, ne-au atacat pe toate căile în instanțe, au deschis tot felul de procese, inclusiv au suspendat hotărârea de Consiliul Local privind aprobarea indicatorilor de reabilitare a întregii zone. Acum toți cetățenii se întreabă de ce chiar aici în centru noi nu am putut să reabilităm parcările așa cum am făcut-o de altfel în multe parcări din oraș. Și le-am explicat despre ce este vorba. Sper eu că totuși să reușim măcar să plombăm. Deși mie nu-mi place să vin doar să fac niște cărpeli. Da. Ori facem un lucru, sigur, de la început, sigur. Ori nu-l mai facem. Eu
vorbeam de proiecte. Păi haide să ne gândim, doamna Lenormand, dacă ați fost de fiecare dată lângă noi la toate proiectele și vă mulțumesc încă o dată și dumneavoastră pentru că, într-adevăr, sunteți, să spunem așa, liantul între noi, administrația publică și cetățeni. Împreună cu ceilalți colegi ai din presă, bineînțeles. Cu toți colegii din presă, care din presa da. Neaservită politic și care ar trebui să fie o presă neaservită politic și care să spună lucrurilor pe nume și bine și dacă se întâmplă și de bine și de rău. Nu am nimic împotrivă să fim. Eu nu cred că vom să și poate mulți care critică și caută din toate unghiurile să vadă doar partea negativă. Domnule primar, eu sunt focșăneancă, am mai spus-o într-o emisiune și eu cu mare bucurie mă uit când văd că se face ceva în Focșa. Mă uitam la Bacne. Da. Strada Bistrița, care era plină de noroi, v-am mai povestit, m-am zis pantofii în mână și era să mă bată mama că, că era noroi, că nu-mi stric pantofii. Până la abator, Onassis, atunci pe vremea când eram eu copil, strada... Cincinat Pavelescu. Toată zona asta de la strada Lupeni încolo, nu știu cum, florilor, Lupeni. Plantelor, nu știu cum, Gheorghe Doja, era o jale acolo. Vasile Pârban, plantelor, legumelor. Da, legumelor, cum se numesc alea? Toate aceste străzi au fost reabilitate. Inclusiv am reparat covorul asfaltic din tot cartierul Petreliciu. Petreliciu, am reabilitat și acolo. Strada 1 decembrie a fost reabilitată. Am reabilitat... urmează să finalizăm lucrările și pe Angel Salini și pe porțiunea de stradă din Vâlcele. Urmează să turnăm asfaltul și pe strada Lungenescu și pe trotuare și pe carosabil, ultimul strat de asfalt. Am terminat strada Bârsii. E foarte important să mergi pe Bicaz, asfalt. Da. Bicaz, Odobești. Da. Urmează să finalizăm lucrările și pe celelalte străzi. Urmează acum pe proiectul pe fonduri europene, pe fonduri guvernamentale prin Penny Angel Salini, să reabilităm inclusiv Alei cu Sihleanu, strada unde avem liceul super de artă, Gheorghe Tătărescu. Iată, un alt obiectiv finalizat. Dar liceul de artă, care repet și în emisiunea asta, o doamna de la Brașov, care a văzut toate liceile de artă din țară, a spus că ăsta e cel mai frumos. Liceul de artă, Gheorghe Tătărescu, a fost o clădire finalizată, începută prin anii 90 și finalizată în 2020. Păi vreau să le reamintesc colegilor mei și eram în prima emisiune pe care am făcut-o în primul mandat al dumneavoastră și eu am adus vorba despre acest liceu și atunci ați spus, doamnă, este clădirea aia veche de la inspectoratul școlar care stă degeaba acolo, aia o fac liceu de artă. Da. Și așa ați făcut. Da. Și așa reabilităm cinematograful Unire. La fel. Este în reabilitare. Da. Și multe, multe alte... Dar parcul la Bălcescu, ce frumos Bălcescu. Este superb. Multe străzi, iată, s-a turnat stratul de asfalt pe strada Timiș, iarăși o stradă care arăta ca după bombardament. Și s-a făcut și strada, Timiș. S-au făcut multe străzi în cartierul Gară, mă refer aici la Aleea Florilor, Aleea Cartier CFR. Sunt foarte alea școlii. Sunt multe străzi care s-au reabilitat și în mandatul trecut și în mandatul acesta. În total, cred că sunt peste 120 de străzi, fie reparate, fie reabilitate complet. Strada Ion Bazgan, care era o stradă, de piatră. Strada Ion Bazgan, Lunei și Sahia, străzi care erau nepracticabile sau erau foarte greu practicabile. Acum se circulă civilizat pe ei. Repet ce am spus la început. Suntem în săptămâna mare și este mare păcat să nu recunoști unui om meritele. Că s-a uitat urât la mine e treaba lui, că m-am uitat urât. Asta nu ne interesează. Mă interesează să, dacă ești om de calitate și dacă ai suflet de om în tine. Vorbesc acum că iar mă enervez. Nu pot să spui că nu s-au făcut niște lucruri care nu s-au făcut niciodată în Focșani. Scurt. Ăsta este adevărul și mi-asum ceea ce spun și dacă nu credeți, mergeți și vedeți toate aceste blocuri pe care le-am pomenit. Așa că, domnule primar, eu nu pot decât să vă felicit, chiar dacă mi-atrag foarte multe vorbele după asta, dar pe mine nu mă interesează. Eu sunt un om care spun adevărul totdeauna. Vă spun că m-a mai întrebat cineva, domnule, ce ți-ai mai fi dorit să faci și n-ai făcut în aceste două mandate? Și vă spun clar că mi-aș fi dorit să fac o modernizare
a pieței Moldovei. Asta e punctul dumneavoastră slab aici, am mai discutat despre treaba asta. Îmi iau angajamentul că, așa cum sper eu că focșenii mă vor vota 9 iunie și voi fi în continuare primar pentru a duce până la capăt aceste proiecte, îmi doresc foarte mult să avem o piață a Moldovei, să avem o piață modernă. Am vrut de mai multe ori, dar ghinionul a fost că am avut o conducere ostilă la piața Moldovei, inclusiv Consiliul Local. Venisem cu o soluție pentru că acolo este un proiect de mare. Mai mare. Avem câteva minute, să știți. Imediat, așa, pe scurt, da? Termin și acest subiect. Piața Moldovei este zona centrală, sufletul, să spunem, comerțului, mai ales pentru producători agricoli, ar trebui să fie. Piață celebră în țară, să știți, ca piață celebră, foarte bine aprovizionată, cu niște comercianți foarte serios, foarte oameni serioși. De treabă, da. Și producători agricoli de asemenea, pentru că avem oameni gospodari în tot județul Vrancea și le mulțumesc și îi felicit încă o dată pentru toată munca dumnealor și produsele pe care le obțin și le aduc la noi pe tarabe. Însă, am vrut la un moment dat și am cerut măcar conducerii pieței, care în acest moment, trebuie să o spunem clar și răspicat, este deținută de către reprezentanții ai Partidului Național Liberal. Am discutat cu noul director și a spus că se va ocupa, sper să aibă deja acest proiect în lucru, să facă un studiu de fezabilitate pentru modernizarea pieței. Dar, discutând cu mai mulți dezvoltatori, să spunem așa, de lucrări mari, de investiții, și făcând un calcul și discutând cu ei despre ce este vorba, cam care ar fi o valoare a unei asemenea investiții, am ajuns la concluzia că să facem, aș spune eu, gen mall. Unde să te duci, să ai unde să parchezi mașina, civilizat, să nu plouă, să nu te bată soarele. Și se face treaba soarele. Asta? Așteptați puțin. Păi nu prea mai avem timp. Să se facă cumpărăturile civilizat, să vin cu coșul de cumpărături, mi l-am pus în probaga și am plecat acasă. Și am zis în felul următor. Există două variante. Fie căutăm o finanțare europeană, ceea ce nu avem în acest moment, să folosim un credit, iarăși este foarte scump, pentru că valoarea unui asemenea proiect ar fi undeva la vreo 30 milioane de euro, ceea ce este foarte mult, sau să găsim o variantă prin care să intrăm într-un parteneriat cu un dezvoltator, indiferent care ar fi el, pentru că toate aceste proceduri se fac transparent și se fac cu aprobarea Consiliului Local. Se putea face un caiet de sarcini prin care noi să punem la dispoziție terenul, spre exemplu, strada Greva de la Grivița, unde acum tarabele sunt în aer liber, să punem întâi acel teren la dispoziția unui dezvoltator și acolo, punându-i condiții foarte clare în care să stabilim că are de construit locuri de depozitare, în special pentru că acum multe locuri de parcare sunt ocupate de microbuzele care stau pe post de magazii în zona Piața Moldovei, să facem locuri de parcare, să facem spații civilizate pentru toate tipurile de produse agroalimentare, în special, și nu vorbim de cele industriale, vorbim de carne, lactate. Și oamenii să nu mai stea în frig iarna, să stea în soare. Căldura aia, eu nu știu cum rezistă. Și am pus în discuție acest subiect. Chiar ne-am întâlnit cu mai mulți comercianți din zona respectivă, inclusiv comercianții care dețin în proprietate anumite spații comerciale, au înțeles despre ce este vorba. Dar pentru că sunt foarte mulți binevoitori să arunce tot felul de vorbe urâte când vrem să avem o idee bună și pentru a o bloca, s-au dus și au spus în toată piața Moldovei și nu numai în piața Moldovei și în tot municipiul Focșani că eu vreau să fac nu știu ce afaceri imobiliare acolo. Și efectiv au fost total dezumflați toți care au crezut că este o idee bună și eu nu mă ascund în fața vorbelor, așa cum a spus dumneavoastră mai devreme. Atunci când mi-am asumat ceva și când am făcut un proiect sau am inițiat un proiect, m-am zbătut să-l duc până la capăt, indiferent de piedicele pe care le-am avut. Și în continuare îmi propun să fac acest lucru, adică să dezvoltăm și să modernizăm în principal piața Moldovei, pentru că este punctul nostru principal de atracție. Vedeți că ați promis în săptămâna mare. Și dacă vom avea șansa ca pe 9 iunie focșănenii să înțeleagă că un primar nu poate să facă ceva fără să aibă și sprijinul Consiliului Local, ceea ce nu s-a întâmplat în 2020. Deci, vă rog, dragi focșaneni, să înțelegeți că îmi doresc foarte mult. Asta. Da, nu facem nicio campanie electorală, discutăm doar atât. Că
Deși unii critică faptul că, domnule, trebuie să fie opoziție, da, dar trebuie să avem o opoziție constructivă, nu una destructivă și una care să blocheze totul. Așezați pe liste oameni cu discernământ și dumneavoastră noi avem, și ceilalți. Eu cred că în acest moment, pentru că s-au depus deja listele de candidatură pentru Consiliul Local, cetățenii pot studia foarte bine listele propuse de toate partidele politice și își vor da seama că cea mai reprezentativă și cea mai solidă echipă este a Partidului Social Democrat. Așa spune fiecare partid. Eu spun că îi cunosc pe toți îndeaproape, sunt buni profesioniști care au demonstrat în activitatea dumnealor că merită și au făcut lucruri bune pentru Focșani. Și nu dau decât un singur exemplu. Că sunt colegii dumneavoastră. Sunt colegele dumneavoastră. Așa. Două exemple. Doamna directorul Ioana Constantinescu de al Liceu de Artă Gheorghe Tătărescu este pe lista Partidului Social Democrat. Doamna director Andreea Sândulescu de la Colegiul Național Alexandru Acuza este pe lista noastră. Și dacă nici dumnealor nu au făcut ceva pentru această comunitate, înseamnă că nu mai putem să discutăm despre alte persoane. Domnule primar, s-a terminat emisiunea. Vă doresc numai bine, sărbători fericite, Paște, cu gânduri bune și cu lumină și cu tot ce vă doriți dumneavoastră. Și eu, repet, eu vă felicit din tot sufletul, pentru că chiar ați făcut lucruri foarte bune pentru noi focșănenii. Pe mine asta mă interesează. Dacă nu vreți să mă salutați pe stradă, e treaba dumneavoastră. Nu mă interesează lucrul ăsta. Eu am o educație dată de părinții mei care sunt foarte a fost ziua mamei dumneavoastră, duminică de Florin, am felicitat-o. Da. Am felicitat și eu pe toți cei care au purtat nume de Floare. Repede, domnul primar. Dragi focșăneni, vă doresc ca sărbătorile pascale care se apropie să vă găsească în casele dumneavoastră, alături de cei dragi, cu pace și liniște în suflet, cu lumină sfântă a învierii, alături de dumneavoastră și să dea Dumnezeu să îndepărteze toate gândurile rele, să trăim în pace și liniște și armonie. Vă doresc să aveți sărbători pascale binecuvântate. La revedere! Același urări și pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră. La revedere, stimați respectatori! Numai bine vă doresc!